Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Astăzi vă invit să urmăriți o dată, de două, de câte ori veți voi dumneavoastră, pe buna mea prietenă Diana Vrabie. Diana Vrabie este conferențiar la Universitatea din Bălți, Republica Moldova. Este membră a Uniunii Scritorilor din Republica Moldova și a Uniunii Scritorilor din România. Este istoric și critic literar. Este membră a Asociației Ziariștilor Independenți din România, este mama unei studente la Sorbona și este mai ales un spectacol de idei. Rețineți, Diana Vrabie este un spectacol de idei. Acest spectacol de idei se desfășoară pe trei mari scene. Scena literaturii de frontieră, scena literaturii pentru copii și scena extrem de fluidă a conceptelor de autentic și imagologic. În acest context vorbim despre sute de studii, articole, cronici, dicționare, auxiliare didactice, eseuri. De altminteri, a debutat în anul 2005 cu un volum de eseuri intitulat Urme pe nisip și, firește, vorbim și despre premii obținute din partea instituțiilor culturale de prestigiu din Republica Moldova și din România. O subliniere specială merită volumul Chișinău, evocări interbelice, îngrijit de Diana Vrabie, și cele trei proiecte cărora le-a dedicat timp și energie. Iașul ca spațiu al reprezentărilor, Schimbarea percepției asupra femeii în societate prin intermediul mass media și Marile cărți ale civilizației europene. Am vrut să aflu ce mai face Diana, în ce măsură a fost afectată cultural de pandemia de coronavirus și dacă în Republica Moldova au început să apară soluții sau dacă ea a găsit modalități, întrevede soluții pentru a putea ieși din impasul în care ne aflăm și pe care am ajuns să-l numim la ora actuală, să numim ceea ce trăim la ora actuală, cultura stării de urgență. Vă rog așadar să o urmăriți pe Diana Vrabie. Trăim astăzi un bilanț trist al acestui dezastru planetar care ne-a periclitat profund viața, cotidianul, visele, proiectele de viitor, relațiile umane, sistemul de valori, interacțiunea umană, suficient de încercată și avant-pandemic, ca să zicem așa. În același timp, într-un context când istoria se scrie în fiecare zi cu statistici alarmante, când descoperim vulnerabilitatea extremă a modului nostru de viață de până acum și întrevedem viitorul doar prin lentila temerii amestecate cu speranță, avem nevoie mai acut decât oricând de empatie, de reanimarea umanului, de încurajare a permanenței și infinității cărții, de ce nu, într-un efort colateral de regăsirea echilibrului interior și de supraviețuire intelectuală în și într-o cultură. Spun aceasta pentru că, oricât de paradoxal n-ar părea în contextul actual, cultura chiar ne poate ajuta să rezistăm, ne poate ajuta să vedem dincolo de realitatea imediată, de reflexele comune. În geneza metaforii și sensul culturii, Lucian Blaga susține că există o diferență de esență, deci una calitativă, între om și animal. Blaga subliniază că destinul omului este într-un mister și pentru revelarea acestuia. Omul, spre deosebire de animal, este cel care creează cultura și tocmai aceste produse de cultură sunt revelări ale misterului în care este situată existența umană.
Revelarea presupune o iluminare și o participare la această iluminare. Misterul este rezultat al actului creator al Marelui Anonim. Aici intervine diferența de natură dintre om și animal, prin faptul că numai omul poate intra în contact cu misterul. Este imensul său privilegiu, după ce a fost situat în centrul lumii și lăsat să decidă cum arată Pico della Mirandola în sublimul său tratat despre demnitatea umană, lăsat să decadă fie la cele de jos ce sunt lipsite de inteligență, sau să poată, prin hotărârea spiritului său, să renască în cele de sus ce sunt divine, să poată intra în contact cu misterul, prin urmare. În același timp, literatura are puterea să aducă în limpezimea limbajului arhitectura confuză a trăirilor noastre interioare. Are puterea să pună în relație istorii personale cu tradiții de gândire, să descopere sensul în labirintul prezentului. Dovadă stau proiectele editoriale apărute în această perioadă, care ne oferă diverse miezuri de întâmplare din istorii personale, care se pot transforma pentru noi în semnale de tenacitate interioară, de rezistență, de echilibru. Mă gândesc în acest context și la proiectul editorial Țapul Ispășitor, un proiect între multe altele apărute în această perioadă, un proiect care presupune scrierea unui roman foileton la 40 de mâini în stil decameronic. Proiectul suficient de mediatizat aparține scriitorilor din Portugalia, care au colaborat începând cu 13 aprilie 2020 la conceperea acestui roman. Fiecare dintre scriitorii prinși în proiect, publicând prin rotație un nou capitol în fiecare zi pe durata perioadei de izolare la domiciliu impusă de contextul pandemic. Într-o încercare exasperată de evadare dintr-o realitate hipnotică, s-au scris cu febrilitate diverse povești umane despre imaginarul izolării, despre cum arată interiorul de familie într-o asemenea perioadă, despre lecturile salvatoare, despre menținerea libertății interioare, despre plictis, angoasă și multe alte subiecte care au revenit insistent în această perioadă. Am revenit în același timp la vechile povești, la cele din Dragostea în vremea holerei de Gabriel Marcia Marquez, la Ciuma lui Albert Camus, la Jurnal din anul ciumei de Daniel Defoe, la Decameronul de Giovanni Boccaccio. Printr-un joc specular, literatura s-a întors asupra sieși în această perioadă, produsele ei urmând să se facă vizibile într-un proxim viitor. Cu siguranță vor fi răzbătute, cred eu, de o nouă respirație, mai dramatică și mai umană în același timp, pentru că spațiul literaturii face loc empatiei, oferă instrumente de reziliență și filtre în cele din urmă pentru a desluși în opacitatea unor vremuri ingrate sau pentru a descinde în abisul inconștientului uman. Multe titluri
apărut în această perioadă, vorbesc de la sine, îmi vine în minte acum volumul Ioanei Pârvulescu, Prevestirea, vitrina cu Șarlatan de Radu Paraschivescu, Omul din probetă de Nikita Danilov, dar și multe alte cărți frumoase și extrem de pliate contextului pe care îl traversăm. Sunt cărți despre miezul amar al condiției omenești, despre rostul vieții umane, despre solitudinea iremediabilă, despre deznădejde, incertitudine, angoase, amplificate toate în această ora urgenței. Volumele de versuri scrise acum, în perioada pe care o traversăm, volume care sunt veritabile jurnale lirico-pandemice. Mă gândesc de pildă la volumul lui Mircea Cărtărescu, Nu striga niciodată ajutor, sau la Viața fără lume, de Ioan Moldovan, Zona de respirație, de Călina Trifan, Rugăciune la marginea patului de Adip Cristi, tot atâtea răvășitoare exerciții confesive concepute sub imperiul tristelor trăiri, activate de criză, de criza care traversează planeta. Au apărut între timp și diverse antologii lirice care adună versurile unor scriitori consacrați, care depun mărturii esențiale ale evidenței timpurilor triste pe care le trăim. Omniprezența incertitudinii, necunoscutului, neliniștii, deznădejdei, a profundarea sentimentului dramatic al golului, morții, restituie dedesubturile stării sau stărilor inhibitoare ale ființei. Într-un context al comunicării virtuale tot mai acerbe, dat fiind și contextul, care a schimbat radical dinamica vieții personale, atrăgând izolarea îngrijorătoare a oamenilor, tocmai nevoia de oameni relevă această imperioasă necesitate de interacțiune umană, pe care am trăit-o probabil toți extrem de acut în această perioadă. E un context favorabil care ne îndeamnă să descoperim accepțiile iubirii, dăruirii, sursele afectivității, înțelepciunii, mentoratului și să descoperim în cele din urmă calea de pătrundere în cunoașterea unei filozofii superioare despre ființa umană, spiritul uman, despre potențialul și limitele acestuia. Literatura, ca să revin la domeniul meu și la domeniul în care pot să mă pronunț cu cea mai intensă dezinvoltură, deține apanajul de a modela esențialul în istorie, stabilind liantul între principal și realitate. Prin recunoașterea secundarului, vorba lui Virgil Nemoianu, ca acceptarea creației, este reevaluat și rolul dialectic pe care l-a jucat dintotdeauna literatura în istorie, dar și rolul compensator al umanismului în general. Chiar dacă în ceea ce se scrie astăzi regăsim în fond teme literare recurente, ele cu certitudine respiră o nouă semantică. În fond, literatura stării de urgență este despre ceea ce
presupune astăzi filozofia bucuriei, speranței, despre cum e redefinit aproapele în raport cu departele, despre anxietate ca afecțiunea spiritului sau una culturală, despre transformarea energiei fricii într-un conținut pozitiv, despre testul rezistenței în timp, în cele din urmă, pentru că oamenii sunt oameni până la capăt în măsura în care sunt solidari și cultural sau, în primul rând, cultural. Cum bine se știe, una din îngrijorările psihologilor de serviciu pe timp de pandemie este legată de efectele perioadei de izolare asupra oamenilor obligați să stea în casă pentru perioade lungi de timp. Anxietatea și plictisul îi pot tulbura pe oamenii activi sau pe cei cu nevoi puternice de socializare, pe oamenii de creație. Mărturisesc că, făcând un soi de raport confesiv, că am realizat foarte rapid acest lucru, încă în primăvara anului trecut, și am încercat să-mi reajustez cotidianul meu, să-l fac unul agreabil, lăsând mai mult spațiu comunicării cu oamenii dragi, cu familia. Am avut mai mult timp pentru lecturi și pentru bucuriile elementare, spre care această perioadă ne-a întors, și aceste bucurii elementare pe care probabil le-am reevaluat fiecare în această perioadă. Mărturisesc că m-am întors la diverse istorii personale care m-au ajutat să rezist și să mă ancorez în lucruri care pot oferi speranță. Împotriva anxietății și panicii, lectura și disciplina interioară, cel puțin sunt două aspecte pe care le-am descoperit în această perioadă pentru mine, par a fi panaceul universal. Așa că am încercat și eu să nu las criza să-mi pericliteze ritmul obișnuit, suficient de intens de viață până la pandemie. Evident, în măsura în care mi-a stat în putere acest lucru, pentru că au existat și factori care n-au mai ținut de voința noastră pe alocuri. Am redus în principiu doar cadrul de mișcare, dată fiind această izolare volens nolens, identificând și substitutele de compromis între timp. Mi-am continuat activitatea academică doar în format online, toate activitățile didactice îmbrăcând prioritar în această perioadă în învățământul din Republica Moldova haina platformei de învățământ electronic. Lansările de carte de altă dată s-au convertit în cronici pentru care mi-am făcut în sfârșit timp. Am continuat colaborările cu revistele de cultură și am inițiat mai multe proiecte de cercetare pentru a menține tocmai ritmul de odinioară sau cel puțin o parte recuperabilă din ritmul de odinioară. M-am ambiționat să-mi orientez mintea spre viitor și mă bucur că am descoperit foarte rapid acest lucru și această necesitate, orientarea spre un viitor, spre proiecte care să te ancoreze, care să-ți ofere un sentiment al utilității în cele din urmă. M-am orientat spre cărțile bune, fără să mă las afectată de veștile proaste sau de stările dezagreabile care au fost suficient de multe, dincolo de anxietăți, temeri, angoase,
nutrind speranța că ieșirea din casă nu trebuie să mă surprindă cu temele nefăcute sau cu temele abandonate. Timpul câștigat neașteptat, pe care l-am văzut ca pe un bonus, l-am putut converti, zic eu, în cele din urmă, în acțiuni utile. Am constatat, de pildă, că de-a lungul vremii întâlnirile cu cărțile pe care le-am căutat sau care m-au găsit, mi-au umplut sertarele de cronici, recenzii, eseuri literare, scrise sub impulsul impresiunii lectorale și publicate de-a lungul timpului în diverse reviste literare. Nu le-am adunat niciodată sub coperta unei cărți, dar am constatat în această perioadă că ele îmi refac în primul rând autobiografia mea de cititor. Așa că, de pildă, inițiativa editurii Prut, că și editurile au încercat să mențină un ritm al normalității, editura aceasta care mi-a propus proiectul editorial respectiv m-a determinat să mă ocup de o nouă carte, Remember Literar, prefațată de Vianu Mureșan, un intelectual de mare subtilitate, care mi-a oferit mai mult decât o prefață, mi-a oferit un întreg studiu care mă onorează. Volumul urmând să apară foarte curând. De asemenea, mi-am făcut timp și pentru o nouă ediție revizuită și substanțial completată din seria Chișinăul în evocări interbelice, care ar urma să apară tot anul acesta. Am răspuns de asemenea inițiativei unui proiect de anvergură vizând Chișinăul istoric, care va fi demarat anul acesta și se va solda cu mai multe volume ce vor încerca să reconfigureze ființa istorică și culturală a Chișinăului nostru nedreptățit. Temele în jurul cărora mi-am coagulat energia în perioada aceasta sunt ariile cărora m-am dedicat în principiu în ultimii ani. E vorba de imagologie, de toposul urbei, de literatura non-ficțională, de hibridizarea formelor literare și noile reconfigurări ale frontierei culturale. Sunt absolut convinsă că vom ieși schimbați din această experiență umană care a pus sub un mare semn de întrebare și sensul vieții și sistemul axiologic și prieteniile umane verificate dur în ultima perioadă. Sper să ne scuturăm de convenționalism, de superficialitate, de materialism, de narcisism, tot atâtea flageluri care erodează societatea astăzi. Într-un univers al derivei căruia îi scapă traiectoria unui centru vizibil, experiența de asumare a lumii devine o acțiune de supraviețuire elementară. A îmblânzi haosul presupune a te construi pe tine însuți printr-o reflectare în tine a lumii. Vom descoperi astfel că toate cele ale sufletului privesc și înainte și înapoi și singura speranță privește numai înainte, ajutându-ne să căutăm intuitiv inefabilul într-o tentativă a detașării esenței de lucrurile comune. De-a lungul acestei experiențe, doar conștientizarea faptului că Dumnezeu este singura lumină fără umbră ne poate readuce calmul lăuntric. E o lecție de viață din care învățăm cum să ne consolăm în enigmaticul pansament al singurătății, cum să ne depășim limitele prin iertare, cum să scăpăm de sclavia lucrurilor din jur, posedându-le lăuntric. Ca orice
om normal visez la o lume mai armonioasă, mai bună, mai tolerantă, mai receptivă, în care să existe mai mult spirit și mai mult loc pentru adevăr. Toți ne dorim o viață împlinită, iar scopul suprem al acesteia este fericirea noastră și a semenilor noștri. Indiferent că vorbim despre prioritatea pregăsirii dimensiunii spirituale ca reper în complexa călătoria omului către sine, despre capacitatea de a depăși o dramă trăită, despre echilibrul din propria viață sau în relația cu celălalt, sau despre bucuria binelui făcut necondiționat. Voi încheia prin a citi un fragment din volumul Mai mult decât sugestiv pentru aceste vremuri, a lui C.D. Zeletin, care ne-a părăsit, din păcate, anul trecut. Este vorba de volumul Rămânerea trecerii. Binele trebuie săvârșit într-adevăr pentru el însuși. El e gestul spiritual pur, ce se cuvine proiectat imediat spre absolutul uitării, altfel este coborât la nivelul existenței mercantile, la nivelul schimbului, al achitării prin echivalențe. A te aștepta la recunoștință înseamnă să viciezi valoarea ei morală și să-i imprimi oarecare vulgaritate. Din adâncul vremii, strămoșul nostru anonim consună cu această idee recomandând: fă binele și aruncă-l pe apă. Nu fi prin el gestionarul moralității celui pe care l-ai ajutat. Ajutorarea în sine ajunge.